500 de elevi de la școli și licee din județul Bihor, însoțiți de cadre didactice, au participat astăzi la Sfânta Liturghie și apoi la slujba de pomenire pentru eroii neamului, oficiată la Catedrala Episcopală din Oradea. La final, ei au mers în procesiune până la monumentul eroului necunoscut, unde au depus flori. La Catedrala Episcopală din Oradea, Sfânta Liturghie a fost oficiată astăzi de Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie. La finalul slujbei, ierarhul a oficiat și slujba parastasului pentru eroi. Apoi, ierarhul, preoții, elevii și cadrele didactice au pornit în procesiune de la catedrală până la statuia eroului necunoscut din parcul 1 decembrie din Oradea, unde a fost oficiată o slujbă de pomenire. Ziua Înălțării Domnului a fost o aleasă sărbătoare și pentru oradeni și bihoreni. La Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea, săvârșind Sfânta Liturghie și parastasul pentru eroi neamului, am depus cu toții câte o floare, atât clericii, profesorii, cât și copiii. Mulțimea copiilor, mulțimea elevilor au depus flori la monumentul ostașului necunoscut, arătând prin aceasta recunoștința față de jertfa eroilor neamului nostru, care au făcut posibilă reîntregirea țării, apărarea credinței și au luptat pentru libertatea și demnitatea poporului român. Am vrut să aducem o mărturie a respectului pe care tinerii mai mari sau mai mici, elevii din județul Bihor, o au față de înaintașii noștri. Noi am învățat la orele de religie și istorie că ei s-au sacrificat pentru credință și neam. Datoria noastră a urmașilor este aceea de a le cinsti memoria. Este important să-i cinstim pentru că ei s-au sacrificat, au luptat pentru libertate, pentru dreptate și mai ales pentru credința noastră. La final, cei prezenți au depus flori la monumentul eroului necunoscut.